Ce frumos! Mulțumim tare, tare mult! E o compoziție proprie ce am ascultat în aceste momente? Da. Cum reușiți să... sau, de fapt, cum ați reușit să vă găsiți autenticitatea în muzică? Pentru că ce faceți voi e inedit. N-aș putea să pun punctul pe harta muzicală să zic, aici am mai văzut asta. Nu ne străduim foarte mult. Adică pur și simplu facem ce ne vine. E foarte natural procesul. Este important să nu ții cont de tipare uneori și să lași pur și simplu creativitatea să curgă așa cum o simți tu, în, nu știu, în versuri, în... Da, eu una nu pot opera altfel. Nu știu. Arthur, oricum, Arthur vine de obicei cu o linie de handpan, mi-o trimite înregistrată și eu produc peste muzică, cu beat, cu, și înregistrez la mine în studio. Și... nu, asta iese. Partea ușoară este că nici nu sunt foarte multe proiecte de acest gen în toată lumea. Mai sunt, cred că, vreo 3 proiecte. Sunt 5 maxim în toată lumea. Deci ne e ușor să fim autentici, că nu avem pe cine să copiem. Fiecare proiect vine cu altă muzică, cu alte versuri, altă structură. Așa că totul pleacă de la zero. Numele va veni la fel de ușor ca melodiile, Phantom Dance? De unde? Phantom este un sinonim al instrumentului handpan. Înseamnă tot handpan și am încercat să alăturăm un cuvânt care să oferă o mică dinamică în plus. Față de clasicul stereotip de spiritualitate al instrumentului. Având în vedere natura muzicii, are și un beat, este și puțin mai dansabil. Așa că am spus, ok, dance, să sune. Te-am văzut într-o imagine cântând la două. Da. Te cântă, nu știu, poți ține ritm cu o singură mână pe fiecare sau cum se procedează? Da. Chiar stăteam și mă întrebam. Se coleg note de pe fiecare instrument. Cânt și la trei, o notă de aici, o notă de acolo, o notă de acolo, pentru că fiecare instrument are o gamă proprie, cu notele proprii. A, ele nu sunt la fel. Nu sunt două. Nu sunt la fel. Și n-am toate notele pe un singur instrument. Și a făcut în funcție de compoziție, le aliniez. Vreau să povestim puțin și despre numele tău, pentru că am înțeles că este unul inedit. Nu știam de unde să te iau și mi-ai zis din Brașov și am rămas să zic așa, ai adăugat, calculat numerologic. Da, da, da. Da, este un nume bazat pe o știință pe care a descoperit-o Pitagora, cum că orice cuvânt produce o vibrație, un pattern, și dacă acel pattern este în armonie cu ființa care poartă acel nume, de exemplu, e un lucru foarte bun. Din nefericire, 93% din oameni au un nume care distorsionează un picuț energia ființei și atunci există acest principiu, analiza numelui, numerologică, unde se poate calcula un nume care este în rezonanță și în armonie cu ființa. De când mi l-am schimbat, s-au produs foarte, foarte multe schimbări și efectiv simt cum mă armonizez, vocea mi s-a schimbat, deci sunt foarte multe schimbări benefice. Yeah, recomand. Dacă aveți întrebări despre asta, oricând putem povesti. Mie chiar mi-ar plăcea să aflu acest lucru, așa că vă invităm pe această cale, de ce nu, să vorbim într-o ediție viitoare și despre numerologie. Sigur că da. Dar vă așteptăm cu mare drag să ne cântați și să ne încântați și să ne răsfățați cumva simțurile. Dimineața cred că e cea mai potrivită muzică pentru cafea, altfel venită din suflet, și vă mulțumim pe această cale. Mulțumim pentru ediție. Mulțumim mult. Și noi. Iar mai departe, dacă tot ne-am bucurat atât de mult în această dimineață, aș vrea să ținem un scurt moment de reculegere pentru copiii familiei Mila Kunis și Ashton Kutcher, care nu primesc cadouri de Crăciun. De ce? Dar ce au fi făcut? Nu știu. Nu avea bani. Nu. Eu cred că vor să le dea o lecție, dar nu dibuiesc momentan care e direcția acestei lecții. Nu e o lecție. Nu le-ai mă cadou de Crăciun. Nu știu, și dacă îi scriu moșului, ce te faci? Hai să aflăm mai multe. Zic și ei că s-a pierdut scrisoarea. Hai să aflăm mai multe. Nu știu ce fac, dar teribil. Zic să descoperim. Dacă mai toată lumea așteaptă sărbătorile de iarnă pentru a oferi sau a primi daruri, cuplul Mila Kunis, Ashton Kutcher, a declarat că nu oferă copiilor lor cadouri de Crăciun. Mai mult îi roagă și pe ceilalți părinți să facă la fel. Cuplul are 2 copii, o fată, Wyatt, în vârstă de 8 ani și Dimitri, în vârstă de 5 ani, dar pentru ei nu este un avantaj să ai părinții superstaruri la Hollywood și nu sunt răsfățați cu un munte de cadouri sub bradul de Crăciun. Mila Kunis și Ashton Kutcher nu oferă cadouri copiilor lor de Crăciun de ani de zile. Kutcher explica gestul încă în urmă cu 5 ani, motivând că atunci când copiii sunt mici, nici nu contează dacă primesc sau nu cadouri. Copilul mic nu apreciază
urmează cadoul. El nici măcar nu știe la ce să se aștepte, așteaptă doar obiecte. Actorul a mărturisit că de câțiva ani doar bunicii au oferit cadouri de Crăciun nepoților, cuplul s-a ferit să pună ceva sub brad pentru copiilor. Iar Mila Kunis a mărturisit acum câțiva ani în emisiunea lui Conan O'Brien că Wyatt, fetița cuplului, este atât de logică încât nu crede în Moș Crăciun. A little girl, she's 3 and she's so smart and so logical that she couldn't understand the concept of why is a strange man in a suit coming down our chimney. I don't know him. Why do I have to be nice to him? Why are we feeding him and why can't I see him? And I was like, these are all really good questions. Cacher a adăugat, le-am spus părinților noștri, vă implorăm, dacă trebuie să-i oferiți ceva, alegeți alt cadou. Am dorit să faceți o donație caritabilă la Spitalul de Copii sau la Protecția Animalelor de Companie, orice vreți voi. Aceasta este noua noastră tradiție. Pe ce se bazează filozofia politicii fără cadouri, cuplul nu vrea să-și crească copiii pentru a deveni niște răsfățați ai soartei. Cuplul a promis că va face tot ce le stă în putință pentru a se asigura că urmașii lor vor fi crescuți într-un mediu cât mai normal posibil, fără niciun avantaj oferit de statutul părinților. Din acest motiv, Kacher și Kunis au refuzat de asemenea să înființeze un fond fiduciar pentru copiii lor, Kacher spunând că el și soția sa vor folosi banii în scopuri caritabile. Ashton Kutcher și Mila Kunis s-au întâlnit la The 70s Show, un sitcom difuzat pe canalul Fox între 1998 și 2006. Au început să se întâlnească în 2012 și s-au căsătorit în 2015. Ok, înțeleg scopuri caritabile, ok, da. Dar cred că se ajungeau cu banii să facă și caritate, să le ia și cadouri copiilor lor. Vezi, dar din dar se face raiul, cumva trebuie să învețe, să primească și să ofere la rândul lor. Eu zic că noi ne descurcăm ceva mai bine la acest capitol, pentru că ne facem prieteni aici la matinal și ei cred că la rândul lor ne plac, la fel cum se întâmplă și în cazul nostru, pentru că deși știu că trupa Millennium are un program încărcat, iată că nu ezită să ne treacă pragul platoului și avem un reprezentant de seamă în această dimineață. Olga Gorginski este alături de noi și urmează să o ascultați cu melodia Moldoveanca mea. Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit! Bine ai revenit la noi! Plăcut. Ai o energie absolut fascinantă. Că și voi deopotrivă, vreau mulțumim să vă spun cum am intrat în platou, am simțit magia voastră. Mulțumim. Vă potriviți de minune ca și moderator, ca și prezentator și creați o atmosferă absolut specială și știți să faceți dispoziție. Dar sincer, sunt un om care este foarte sensibil la acest capitol, la capitolul energiilor. Și când văd persoane deschise la chip și suflet, mă molipsesc. Să știi că merge în ambele sensuri, pentru direct, că și noi exact ne-am molipsit de la tine. Dacă Arthur și Zeila ne-au liniștit, ai venit tu cu o energie fabuloasă. Am luat în priză așa la 2.20. Ce voce 30 sensibilă. Poftim? Ce voce sensibilă ai. Mulțumesc. Mi se pare... Nu știu dacă ți s-a mai spus că s-au îndrăgostit oamenii de tine, dar și eu mă număr printre aceia. Așa este, se spune că am o voce care hipnotizează, nu știu dacă este chiar adevărat așa acest este lucru, dar fac din suflet ceea ce fac. Îmi place la nebunie să cânt, însă și procesul îmi place nu doar faptul că sunt cântăreață ca și meserie. Îmi place însă și senzația, eu cânt, senzația fizică și psihologică și emoțională. Mă simt superb cu ceea ce fac. Dar sunt curios, uite, un om care produce o muzică de frumoasă, tu ce fel de muzică asculți? De toată. Deci, consider că nu poți să te oprești doar, pentru mine cel puțin, nu poți să te oprești doar la un singur stil de muzică. Trebuie să fii foarte multilateral, dezvoltat și să asculți de toate, să te inspiri din toate sursele posibile, de la muzică clasică, pentru că de acolo am pornit-o eu, făceam vioară clasică, după care îmi plăcea foarte mult, să spunem, și muzica mai grea, un pop rock, simfo rock. Îmi place foarte mult și muzica populară, deci dragoste față de cântecul popular am însușit-o aici, în formația Millennium și vreau să profit de ocazie ca să-i salut și pe colegii mei care la fel cântă de toate și le place muzica din toate colțurile lumii, pe Vlad și pe Alex, îi salut cu mare drag, îl salut pe domnul Vlad Gorgos care stă dincolo de camere, ne privește cu privirea ei serioasă, severă, care știe să urmărească fiecare greșeală de a mea sau de a noastră, nu contează, în numele rezultatului bun. Îi salut pe toți ei să
pregătesc intens de proiectul nostru de concerte de colinde. V-am promis și vouă colinde să nu uitați. Și n-am uitat. Și ei acum sunt acei oameni care pregătesc proiectele, conceptul concertului, stau acasă în studio și pregătesc următorii pași. Eu am venit deja să fac față provocărilor ca să cântăm aici pentru dumneavoastră. Ne bucurăm tare mult că ne-a fost trimis un reprezentant de seamă și uite, eu aș vrea să mai aflu câteva lucruri și aspecte în această dimineață, pentru că Olga ne-a povestit că fiecare ținută pe care ea și colegii o poartă, o îmbracă, este făcută special, iar tu ai un detaliu de care trebuie să țină creatorii cont, faptul că vii cu vioara. Uite, am avut ocazia tura asta. Chiar vreau să vă spun că sunteți fericiți, primii oameni fericiți care văd o ținută în premieră. Astăzi, pentru prima dată, am îmbrăcat această ținută extraordinară, creată de stilista Lilia Ixar de la Chișinău. Ne-am îndrăgostit reciproc una de cealaltă în cadrul filmărilor pentru piesa Știi ce simte inima, cu care am fost la dumneavoastră, ați văzut cum eram în videoclip, atât de original, atât de interesantă. Și mi-a plăcut foarte mult că Lilia a știut să-mi simtă stilul meu, proporțiile mele, gustul meu, feminitatea mea și să-mi pună în valoare aturile mele. Asta mi-a plăcut foarte mult și am zis că să încercăm să facem și un costum pentru scenă, o ținută mai specială, să fie potrivită și pentru un stil mai clasic și pentru un etno și deci de toate să pot să cânt eu fiind în această ținută și a reușit să o facă și foarte repede, într-o săptămână, repede, zi și noapte au muncit împreună cu Snejana, cu fata care este, da, exact, care stă cu ea zi și noapte în studio și au reușit să facă o ținută frumoasă și nu este doar așa. Deci specificul nostru al formației constă în acel fapt că nu facem un singur costum. În costumul nostru trebuie să fie câteva părți componente și eu să le pot mixa, să pot schimba. De exemplu, mi-am scos o fustiță, mi-am pus altceva, o ie deasupra sau orice, ca să arate altfel, diferit. Un detaliu care schimbă totalmente lucrul meu. Și asta îmi place foarte mult și mai lucrează la celelalte detalii chiar acum acasă. Și ai dreptate. La fiecare dintre noi se ține cont de faptul că este un instrument, că este microfon, stațiile care trebuie fixate aici în spate, neapărat să fie ceva umplut. Ai o gaică acolo? Special pentru... Da, exact, gândit fabulos. Special. Aici pot să-mi schimb nivelul, hai să spun, piciorului dezgolit, pe cât îmi doresc eu. Ne-am gândit și la acest aspect. Când vreau să fie un picuț mai acoperit, mai închei, mai mulți nasturei. Când vreau să fie mai descoperit, mai sexy, mai deschei toți nasturei. Și mă simt foarte și foarte bine în ceea ce se petrece chiar acum, în raport cu vestimentația noastră, cu activitatea noastră, că suntem foarte activi și am fost nevoiți să ne rupem unii de ceilalți, pentru că avem un grafic foarte încărcat. Mie mi se pare că, într-un fel sau altul, și stilul vostru muzical vă oferă flexibilitate în zona asta vestimentară. Adică nu sunteți doar tradițional, doar I și atât. Așa este. Noi când deschidem, exact. Când deschidem un concert live de-al nostru, în cadrul spectacolelor care sunt, de exemplu, festivaluri, da? Păi începem cu un rock greu. Avem piese de ale noastre care ne aparțin nouă, mai grele, așa, și suntem îmbrăcați mai rock, în costume de piele, cu elemente de metal, să se privească așa mai rock, cum ziceam mai devreme. După care trecem la un etno, un mix dintre muzica de stradă, muzică ușoară și muzică populară. După care trecem chiar și la populară. Suntem foarte flexibili, că am ajuns să și cântăm melodii macedonești anul trecut, cântăm absolut de toate, ne place muzica, dar o rearanjăm. Un moment foarte special este faptul că Millennium niciodată nu cântă așa cum se aude în original. Facem varianta noastră și mai cu seamă este acel element care ne aparține nouă, cântecul pe mai multe voci. Avem o școală aparte a noastră care se face doar în studioul formației Millennium, cu numărul de vibrații exact respectat. Vibrăm cu toții odată, numărăm numărul de vibrații, căscăm gurile exact, ne uităm unii la alții când cântăm a capela și celelalte. Am avut chiar și un mare succes cu melodia Will You Still Love Me de Chicago și am primit felicitări din partea solistului, Jason Chef personal, pentru că a ajuns la el varianta respectivă și a zis că ați făcut-o foarte frumos. Chiar pot spune mai frumos undeva unde era, decât era originalul și vă felicit pentru ceea ce faceți în îndepărtata Moldova. Cum zice el, dar faceți un lucru extraordinar să faceți în continuare. După care nu ne-am oprit și am făcut și Vivo Perlei. Deci avem atâtea noutăți, ne chemați și mai cântăm pe toate. Păi te așteptăm cu mare, mare drag. Și colindele neapărat. Vă așteptăm, mai ales că iată, vin sărbătorile și știu că voi sărbătoriți de două ori, așa că... Da, suntem fericiți. Dar ne mai vedem și până la colinde. Asta e, ne vedem și până la colinde, că v-am promis că mai vin. Am mai venit. Cu mare drag te așteptăm și mulțumim. Mulțumim din suflet pentru invitație, sunt câți niște dulci, vă ador. Mulțumim. Și tuturor spectatorilor salutări sincere și vă doresc o zi cât mai frumoasă și mai superbă așa cum sunteți voi. Mulțumim tare mult, Olga.
Și pentru că am pomenit Crăciunul, aș vrea să vedem câteva imagini cu cele mai frumoase târguri de Crăciun. Cine știe, poate avem timp să cumpărăm repede, repejor, un bilet până în Viena. De ce nu e acolo? Știu că e cel mai frumos, dar hai să aflăm mai mult. E că și aici e bine. Marile orașe din Europa se pregătesc să îmbrace straie de sărbătoare. Târgurile de Crăciun încep să-și deschidă porțile chiar din această lună. Căsuțele din lemn unde se vând preparate delicioase, luminițe, dar și personaje din scenete cu nașterea lui Iisus Hristos, care vor aduce în curând magia sărbătorilor. Vă prezentăm un top al unora dintre cele mai spectaculoase piețe de Crăciun din Europa. Primele piețe de Crăciun au apărut în Germania în 1434. Tradiția a fost preluată de mai multe orașe de pe continentul european, care devin destinații de vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă. Luminițele de Crăciun vor fi instalate în capitala Austriei de la sfârșitul lunii noiembrie. Străzile pe care sunt ridicate palatele impresionante sunt cuprinse de magia sărbătorilor. Cei care ajung la târgul de Crăciun de la Viena se pot bucura de băuturi calde și de atmosfera festivă. Praga, unul dintre cele mai romantice orașe din Europa, organizează și anul acesta tradiționalul Târg de Crăciun. Piața din centrul orașului este cea mai mare din Cehia. Amplasată chiar în inima orașului, este o piață tradițională cehă cu zeci de tarabe din lemn. Comercianții oferă produse tipice de Crăciun, adulții pot încerca vinul fiert, iar gurmanzii, indiferent de vârstă, se vor bucura de biscuiți tradiționali, castane prăjite, turtă dulce sau cârnați cehi la grătar și frigărui. Vreau și eu în Praga, dar am văzut că sunt scumpe biletele. Dar de ce? Că acolo e cam frig. Ți-ți place frigul? De Crăciun, la un târg de Crăciun, mi-aș dori să ningă, nu să fie frig. Păi dacă mi-e încălzirea asta globală... Povestea aia, feria de iarnă cu ninsoare, cu brăduri... Cred că venim cu ochelari de soare și așa la pantaloni scurți. Nu. Păi tu nu vezi aici lumina în fiecare zi? Nu, acum pe bune. Acum pe bune. S-au mai diminuat puțin gradele din termometre și este, ori să-mi pe iasă. Este 9 noiembrie, da? Bine, fie. 20 de grade aproape. Romina, spune-ne cum stăm, poate măcar în țară să fie niște temperaturi normale, că în București cu siguranță nu. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Păi toamna este blândă cu noi și tocmai de aceea nu este foarte, foarte frig, dar la sfârșitul lunii se va mai răci vremea. Dar astăzi vremea se menține frumoasă în majoritatea regiunilor. Valorile termice se mențin totuși ridicate pentru începutul lunii noiembrie. Cerul va fi variabil, mai mult spre senin, în fiecare dimineață în zonele joase de Transilvania și pe arii restrânse în celelalte regiuni se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 20 de grade Celsius, dar în centrul țării unde persistă ceața, valorile vor fi mai scăzute spre 10 grade Celsius. În București vremea va fi caldă, cerul va fi mai mult senin, din fiecare dimineață vor fi condiții de ceață, iar pe parcursul zilei vom avea parte de soare. Așadar, vremea se mai încălzește și valorile termice vor urca până la 19 grade Celsius. Nici mâine nu scăpăm de ceață, dar mai târziu va ieși soarele și o să avem încă o amiază plăcută cu 18 grade Celsius în termometre. Poi mâine se mai schimbă puțin vremea, se adună norii și cresc șansele de ploaie. Temperatura scade un pic, dar tot va fi caldă pentru data din calendar și se vor atinge 16 grade Celsius. La munte vremea se menține frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni izolate se va semnala ceață. Astfel, valorile termice vor fi cuprinse între 12, se vor atinge prin predeal și în masivul Ceahlău și vor fi 17 grade în Păltiniș. Acestea sunt informațiile despre vreme, să aveți o zi minunată în continuare! Mulțumim la fel, Romina. Eu mă bucur de peștile. Exact. Acolo e toamnă. Acolo chiar e toamnă. Eu nu știam dacă să plec într-o tură de munte așa, fuguța, dus întors. Azi. Nu, sâmbătă.
Dar cred că și mai bine spune Olivia, dacă e momentul să mai stăm, să mai muncim, dacă e momentul pentru o pauză de relaxare. Eu și dacă îmi spune Olivia la RAC să stau acasă, eu nu stau. Nu, și vă recomand ai grijă? Să plecați. Ai grijă? Nu știu, că mă bate dacă Olivia, nu? Nu, că te bate, dar exact că Olivia ne spune... Nu, cum o să fiu atentă și în funcție, nu te de, cu ce, nu, în funcție de ce ne spune Olivia, o să decid în și consecință. Și poate data asta, stimați telespectatori, voi probabil v-ați auzit zodiile la primul nu, horoscop. Nu, știi că nici eu nu am auzit. Hai păi, dar tot din cauza ta n-ai auzit nici tu, nici eu. Bună dimineața! Berbecii sunt puși pe glume azi. Este o formă de degajare a presiunii interioare, dar și de a fi optimiști. Taurii se regăsesc în punctul în care comunică deciziile pe care le-au luat de curând. Dacă au avut deja discuții relevante în acest sens, acum doar mai clarifică ce a mai rămas de clarificat. Gemenii se adună din activități externe și pun lupa. Cu alte cuvinte, intră într-un proces de introspecție și de data aceasta nu se lasă până nu găsesc acele răspunsuri. Racii stau puțin mai retrași astăzi. Dacă de obicei sunt primitori și zâmbitori, azi fac un efort în a părea că totul e la locul lui. Pentru lei, planurile de viitor sunt cele care le consumă mult din energia pe care o au la dispoziție. Asta pentru că se simt nevoiți să facă modificări pe care nu le-au luat în calcul până acum. Fecioarele își reevaluează domeniile de expertiză și pot reconsidera acum activitatea principală cu care se expun în public. Balanțele se gândesc la noi oportunități care în final să le aducă mai mulți bani în buzunar. Nu este exclus ca acestea să vină din străinătate. Scorpionii plătesc niște datorii din urmă sau află că a venit scadența la un credit. Nu este o perioadă ușoară pentru ei, dar pe de altă parte este o perioadă în care ard toată karma. Săgetătorii fac un inventar în ceea ce privește felul în care au relaționat până acum. Ei analizează, pun pe categorii ce a fost bine, ce pot îmbunătăți. Capricornii se pot simți foarte obosiți, iar unii nativi chiar pot să aibă probleme de sănătate ca urmare a supra-solicitării fizice sau psihice. Vărsătorii simt nevoia să-și găsească o altă scenă care să le pună în lumină talentele, o altă provocare, cu alte cuvinte. Peștii au nevoie să-și regăsească confortul și liniștea de acasă, iar pentru a-l obține este nevoie să-și asume multe discuții mai puțin plăcute. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Atențiune, națiune, Vali vrea să spună o poveste. Băi, da, deci eu sunt, pot să mă declar a fi semi-fan Piqué. Mereu mi-a plăcut Barcelona, mi-a plăcut okay. Și de Piqué într-o oarecare măsură. Mi-a plăcut de Shakira, da, un fundaș bun, un fotbalist pe care îl remarci cumva în mulțimea de fotbaliști, da, o vedetă, putem spune. Da. El trebuia să aibă meciul lui de retragere, da? Cu plâns, cu ceremonii, cu whatever, ce mai vreau să facă cei de la Barcelona, cu lacrimi curgând, etapa viitoare. Aseară, Barcelona a jucat. Piqué n-a fost în teren, însă, de pe marginea terenului, de pe banca acolo unde stă el, niște banca lui, a făcut un gest nesportiv. N-am văzut meciul, nu știu exact pe ce e vorba, dar cert e faptul că s-a dus arbitrul la el, a scos cartonașul roșu și el e suspendat pentru etapa următoare. Etapă când trebuia să fie ultima lui apariție, un moment istoric, da? Pe teren pentru Barcelona. Eu vreau să-l întrebăm pe colegul nostru de la Sport Total FM, pe Vasile Constantin, dacă este de părere că regulile vor fi așa ocolite pentru meciul de retragere al lui Piqué. Asta vreau să aflu de la el. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața, Vali! O să-i răspund în primul rând, Georgie. Nu e vorba de nicio regulă până la urmă. Probabil o să-i amâne retragerea oficială cu încă un meci. Dar e complicat, că nu-mi dau seama când o să mai fie meci, pentru că următoarea partidă pe teren propriu a Barsei ar trebui să fie după Cupa Mondială, dacă nu mă înșel. Și e mai complicat, pentru că da, poate să vină până pe teren, să-și ia adio de la... Într-adevăr, și-a stricat cu mâna lui până la urmă, cu gura lui, de fapt, meciul de retragere Piqué, pentru că pentru cei care nu știu cum a fost eliminat, când jucătorii se îndreptau spre vestiare la partida jucată aseară la Pamplona de către echipa lui FC Barcelona, la Osasuna Pamplona, el era rezervă
Și în timp ce, la pauză, în timp ce se îndreptau spre vestiare, Piqué s-a adresat arbitrului de centru, reproșându-i anumite decizii luate în prima repriză, după părerea lui, împotriva catalanilor. Imediat arbitrul s-a supărat, a scos cartonaș roșu, l-a eliminat de pe bancă, cum ar veni, fără să apuce să intre pe teren, după care el i-a reproșat, după cum spun martorii din zonă, probabil s-a auzit, o fi vorbit destul de tare din cauza Hărmălaie, fiind public până aproape, spectatori până aproape de intrarea în tunel, l-o fi auzit cineva, i-a spus, îți dai seama pe cine ai eliminat? Probabil că arbitru, nu-mi dau seama dacă arbitru Manzano chiar știa că la următoarea partidă Piqué ar fi trebuit să intre pe teren ca să fie salutat la scenă deschisă și să-și ia adio de la echipa care i-a dedicat aproape întreaga carieră. El este un jucător catalan, format la Barcelona, dar a apucat să joace și în Anglia. La un moment dat, în alt campionat extrem de puternic și, după opinia majorității microbiștilor, complet opus celui din Spania, nu neapărat mai slab, dar cu alte caracteristici. Deci poate fi considerat un fotbalist complet. Bașca, palmaresul care vorbește pentru el, și nu mă refer la palmaresul sentimental, adică copiii, căsătoria cu super mega giga vedeta Shakira, colombianca cunoscută de întreaga planetă, mă refer la palmaresul sportiv. Până la urmă, omul este dublu campion european, campion mondial, adică e... face parte clar dintre primii 10 fundași ai ultimelor decenii la toate capitolele, la eficiență, la palmares, la tot ce vreți. A fost un fotbalist extraordinar de bun în perioada de glorie a Barsei și atipic, aș putea spune, pentru că sunt foarte puțini, de fapt, majoritatea fotbaliștilor buni ajung din familii mai sărace, sunt copii ambițioși care visează să ajungă în top. Piqué e un pic atipic, face parte dintr-un grup mai restrâns al jucătorilor care a ajuns la nivel planetar din pasiune, neavând visuri foarte înalte de bogățire. El face parte dintr-o familie bogată, foarte bogată. Părinții lui sunt niște afaceriști de mare succes, de fapt averea familiei Piqué e una dintre cele mai mari din peninsula iberică. Să nu uităm că deține și o firmă de manageria sportiv care practic organizează la ora actuală Cupa Davis. A dat-o peste cap, a intrat în conflict inclusiv cu Ion Țiriac, cu mai mari ATP-ului pentru și ITF-ului, Federației Internaționale de Tenis, din cauza asta. E implicat și în sport peste ocean, are acțiuni la câteva franșize. Este un tip extraordinar de bogat. E adevărat, nu ca Shakira, dar totuși averea lui se poate număra în zeci, sute de milioane de euro, poate. Păcat de finalul ăsta fotbalistic, dar eu cred că o vor drege cumva. Georgia are dreptate. Și acum poate, după ce s-a despărțit de Shakira, cred că ar putea să recunoască și Georgia și să spună că ei este un jucător simpatic, poate, și care place multor fete. Nu trebuie să ne mai ferim. Acum omul e liber, e deschis la orice opțiune. Vă aștept și mâine cu alte întrebări interesante. Să aveți o emisiune frumoasă. Pa, pa! Mulțumim tare mult, Vasile. Nu știu dacă am să-l adaug pe Piqué în topul favoriților mei, dar în topul invitațiilor favoriți am să-l adaug cu siguranță pe Mihai Nae, pentru că în fiecare zi de miercuri ne face să ne topim de bucurie. Azi ai adus soarele în platou. Ai mai văzut soare model cappuccino? Nu știu, Romina, ce faci, dar ai mare concurență pentru că Mihai Nae l-a adus pe San. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc frumos! Bună dimineața! Da, sunt alături de San. Un ciobănesc australian, un junior de ciobănesc australian, ca să spun așa, are 10 luni. E baby! Da, suntem pitici, suntem începători și... Vedem și în imaginile pe care ni le-ai pus la dispoziție. Imagini. Ce mic era înainte. Haide, bebe! Nu chiar mic, nu o să fie niciodată chiar mic, e totuși un ciobănesc. Un ciobănesc care se impune în fața... oilor, este un câine care mână și le ordonează, ca să zic așa. Ce pot să spun?
un câine foarte mișto din toate punctele de vedere, cu familia, copiii, în general și cu câinii. Este un cățel foarte energic, foarte sportiv. E bine să faci educație cu el. Un câine foarte prompt în execuții. Câine căruia îi place să muncească pe parte de sport, canin, este folosit în agility. Ce să spun? Păi, scrie undeva că are capacitatea să-ți ocupe toată ziua fără să se... Repete! Repete, da. Este e un câine care e foarte atașat de stăpân. Totuși, tocmai pentru că este atât de energic, educația trebuie făcută la timp. Ce să zic? Eu zic că San o să iasă și el anul viitor campion România și asta mă face mândru. Foarte, foarte prompt în execuție, nu prea stă să-i dai de două ori aceeași comandă. Uite, chiar o să vă arătăm și vouă câte ceva. Ia, pas! Bravo, dreapta, ia să vedem. Bravo, puiule! Ia, pas! Chase, culcat! Chase, culcat! Chase, bravo! Super! Ia, vine în față tu! Ia, chase, treci la picior! Ia, super! Un cățel foarte prompt în execuție. Mai ascultător decât noi. Bravo, puiule. Bravo, un câine foarte... Aura, cred că ți-ar plăcea să lucrezi cu San în locul nostru. Așa mă gândesc și eu. Noi nu stăm la cadru așa aranjați cum se aranjează San pe lângă tine. Un câine care n-are probleme cu alți câini, în mod special, poate să se ducă să se joace. Acum, dacă ceilalți reacționează agresiv și el are capacitatea să răspundă pe măsură, dar, în general, el e la limita superioară pentru 10 luni. O să mai creștem. Suntem cumva la limită, dar suntem în standard. Un câine cu origini de afară, el ca și rasă s-a dezvoltat prin California și, bineînțeles, este australian până la urmă. Cam de acolo ar trebui să-și tragă originile, dar iată că au ajuns și la noi niște exemplare foarte reușite, din toate punctele de vedere, și vă știți că pentru mine un exemplar reușit este un exemplar care nu numai că arată bine și este în standard, este și un exemplar, trebuie să fie și un exemplar care să aibă temperament specific, pentru că nu este suficient să arate ca un australian, trebuie să se și comporte. Și el este un răsfățat. Chiar îmi spunea stăpânul azi dimineață că s-a trezit cu el în pat și că au dat lupte prin pat pe acolo. Mi se pare perfect normal. Uite, ni s-a alăturat în platou colega noastră Elena, make-up artist, și aș vrea să dau din casă cu acordul tău, dă din cap dacă poți să povestesc ceva despre... Da, am voie, bine. Este, da. Ea este mămica lui Perun, un border collie superb, care are două pisici pe care le păstorește prin casă. Efectiv, mută pisicile dintr-o cameră în alta, cam cum vrea el. Ba, și chiar am înțeles că au înțelegeri împreună când e vorba de vreun grătar în casă, flanchează așa zona pe acolo, se adună și lucrează în echipă. Cam astea sunt rasele care se ocupă de ordine și disciplină din punctul ăsta de vedere. Ușor diferit acolo, acolo stau lucrurile puțin diferit, chiar dacă scopul este același. O să vorbim la un moment dat și despre rasa asta. Ăsta este un schimb un câine care nu ar reacționa niciodată agresiv. Are pisica acasă. Eu, în momentul în care lucrez cu el, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată, dar nu cred că s-a întâmplat vreodată să mă duc la el acasă să lucrez cu el și să nu vine și pisica după el. Fantastic. Da? Adică are o pisică foarte frumoasă și vedem și ea lui. Se uită după ea, dar nu îmi pleacă din așteptare, adică dar e pisica lui și o știe și vin împreună. Serios, nu s-a întâmplat vreodată să mă duc și să nu vină cu pisica. Avem un parc în care lucrăm vis-a-vis de casă și bineînțeles că dacă stăpânii îl trec strada, pe el, evident, vine și, nu știu cum o cheamă, l-am întrebat, dar e frumoasă, vorbesc serios. Da. Adică suntem la lei numai pe el și pe mine, nu? Aici suntem, acolo eram la dresajul de grup unde el face socializarea. Tot ce înseamnă parte de socializare canină, eu știu, palisadă, obstacole, cât de curând o să înceapă și refuzul de hrană, pentru că suntem încă totuși la început. Ne e cam fomică. Da, uneori. Uneori. Dar este un cățel foarte frumos, bineînțeles. Ochii lui spun multe. Deștept, nu mai spun.
pe care îl recomand... Pe care îl recomand cu căldură tuturor oamenilor care nu își doresc neapărat un câine de pază, dar își doresc un câine de companie, un câine iubitor și un câine care să ocupe acel loc în inima copiilor, pentru că face față cu brio. Eu aș vrea să vadă și cei de acasă și am să vin lângă San, că noi doi San, fără să ne vorbim de data asta nu cu tine, Vali, cu San m-am asortat. Ia. Deci suntem, tu ai ochii albaștri, am blugii albaștri, tu ai blăniță cu alb și cu maro și eu am o cămașă albă cu botine maro. Da, deci, parcă pare suntem că frați. Cumva parcă știi că vine San. Nu știam cum arată San, jur că nu știam cum arată San, dar uite, fără să mă vorbesc cu el, ne-am asortat. San, tu ce părere ai? E, ce părere să aibă? Vezi, nu te bagă seama. Primește șunca aia de pragate la mica, e bine. Cât de repede păi învață un truc nou? E, trebuia să viști tu repede. Foarte. Eu ce-am? Eu sunt mai fraier. Foarte, foarte repede învață cățelul. Așa, băiatul, vine încoace. Foarte repede învață, trebuie doar să știi cum să-i arăți. Este un câine... San tocmai a făcut o alegere. Stima asta clar. Respectatorii. Ce să-i facem? S-a înșelat. Hai că... Asta zic. San a ales altceva. Cred că s-a pisat stăpânul San. Lui. Da, San. Stăpân. Ce face puiul meu? Hai că... Da, pui. Da, da. Hai, vine înapoi. Da. Hai că am făcut alegerea cea mai potrivită da. În dimineața este, asta. Leșin, este fantastic. Este fantastic, este. Da, e un câine foarte ok. Ia să vedem. A făcut platoul teren de joacă. Haide, bibi. Haide. Bravo. Uite că tot spuneai de energia pe care o are, ne-a demonstrat în dimineața asta. Da, el nu face obstacole, el zboară peste ele. Am văzut că are o detentă spectaculoasă, da, da. A sărit la un moment dat. Da. Fantastic. Și îi place să fie alintat, să fie în centrul atenției. Stai mă, San, că îmi cade și casca cu tine. Bebe, gata, puțule, gata, gata. Hai să ne întoarcem la locul nostru ca să lăsăm să fie el cu minte și deștept la cadru. Că noi suntem cumva, și cum sunt copiii aia care fac năzbâtii? Da, am stricat câinii. Exact, asta vreau să stricăm câinii de fiecare dată când vii în platou. Gata, uite, l-a reparat. Da. Nici n-ai, gata, Sam, gata? Așa cum ziceam, învață foarte repede. Trebuie să, este o rasă pe care trebuie să știi cum să o iei. Este o rasă care poate să termine foarte repede cu tine orice fel de distracție, adică să zică nu mai vreau cu tine, pur și simplu. Și dacă nu mai vrea cu tine, îl convingi foarte greu. Deci, cumva trebuie să fii puțin atent la ce urmează să faci și cum îl înveți, cum îi fixezi anumite noțiuni. De altfel, e foarte iubitor. Dacă ajunge să se obișnuiască cu tine, poate să-ți ierte și niște lucruri până la coadă, dar să nu întinzi coarda foarte mult. Deci, trebuie să-l convingi. Eu întotdeauna am spus că educația, dresajul se fac prin a convinge câinele, nu prin a-l obliga. Aici, cumva, regula mea este ușor mai întărită, da? Pentru că este un câine sensibil cu toate astea. Vreau să te întreb și de blănița lui. Este foarte moale și foarte pufoasă. Este și pretențioasă în egală măsură? Și muncită, da, bineînțeles. Asta este unul din elementele caracteristice ale rasei. Trebuie să muncești puțin pentru blănița lui ca să arate așa și este important să, pentru că altfel se încălcește. Deci este un câine care are nevoie cu adevărat de un stăpân și de un proprietar responsabil. Nu știu dacă ar avea o viață frumoasă o persoană care să nu aibă timp și să nu își asume rolul de stăpân cu adevărat. Cred că ar avea o viață imposibilă, că și el are capacitatea să facă necaz stăpânului și cumva cred că n-ar fi foarte bine, dar aici lucrurile stau foarte frumos, are o relație foarte bună cu stăpânii și oamenii chiar se ocupă de el, lucru care mă bucură și ar trebui să facem cu toții asta. Cu asemenea energie, eu nu prea-l văd la apartament, mai degrabă la casă. Stă în casă. Stă în casă foarte bine. Păi asta ziceam că tocmai s-a trezit cu el în pat, deci stă în casă foarte bine. E un câine pe care dacă îl alergi și îi dai ce are nevoie, practic, și din punct de vedere al alimentației și din punct de vedere al mișcării, ai o viață foarte frumoasă cu el. Poți să pleci cu el la munte, poți să faci drumeții, poți să... Că na. E fascinant
Ce relație frumoasă au San și stăpânul lui, dincolo de camerele de filmat, îi dă comenzile de acolo din asta, spate? Asta îmi doresc de la oameni în general și pentru asta muncesc zilnic, ca relația lor și chimia cu stăpânul chiar să existe și să... Nu știu, să nu ajungi să-ți pierzi câinele dacă îi dai drumul din lesă. Și pe el n-ai cum să-l pierzi, el își iubește stăpânul, își iubește activitatea. Aprobă, aprobă. Tocmai ne-a spus că e adevărat. Da, e bine, tata, da. Deci suntem bine. Este un câine care e gălăgios, în sensul în care verbalizează, între ghilimele, tot ce asta, are nevoie. Tot asta vorbeam mai devreme, că fiind pui, nu lătra deloc, nu lătra deloc și... se mirau, nu latră, ăsta nu latră. Și când a început și a dat drumul, a lătrat, nu l-a mai văzut nimeni. Deci verbalizează cum vorbește el, cum să nu vorbească. Deci acum s-ar mai fi bucurat stăpânii de momente de liniște, dar nu se mai poate că a descoperit care-i treaba cu lătrat. Nu ajunge să fie deranjant, nu, din contră. Dacă nu apreciezi la timp liniștea de când e pui. Da, e foarte... Un câine ușor, chiar dacă pare un câine mare, un câine ușor are o blană voluminoasă, ajunge la 30 de kilograme. Am văzut că nu m-a dărâmat când a venit de mine, mi-am dat seama după asta. Poate. Asta. Mai e și i-a mai luat din... Da, n-a avut aderența necesară, că mă trântea cu capul de galunică. Plasmă direct. Da, e un câine puternic. E puternic temperamental. S-a ajuns să adun toate animalele și să le ordonezi și să le convingi ca și animal. Înseamnă o capacitate acolo. Îți mulțumim pe această cale, Mihai, că ni l-ai adus pe San în această dimineață. Noi vă mulțumim. Îi mulțumim și lui San, da, și că a avut dare cu noi, s-a jucat cu noi. A avut încredere să ni-l lase la filmat. Să ai o zi minunată, plină de realizări reușite. Vă mulțumesc. Sunt convinsă că oricât de obosit ai fi, n-ai cum să nu te încarci alături de cățeii pe care îi pregătești pentru viață. Uiți de tot. Și te așteptăm, bineînțeles, să revii. Sărut bună. Mergem și noi către treburile noastre, pentru că mai avem colegi care abia așteaptă să fie alături de voi astăzi. Vă mulțumim pe această cale. Emisiuni, știi, avem de toate astăzi. Cu noi și ne revedeți mâine. Avându-l pe San în platou, mai trebuie să ne jucăm și noi cu el. Sperăm că ne înțelegeți. San, care deja a fugit la stăpân, evident. Da, emisiunea a ajuns la final. Noi vrem să-l prindem înainte să fugă de tot, așa că vă lăsăm acum, ne revedem mâine. Pupici!